Deci, mulți stimați cetățeni, am să revin din nou pe rețelele de socializare, unde vreau să aduc la cunoștință ca de fiecare dată opinii publice. Totuși, intenția mea, solicitarea mea care a fost făcută procurorului general interimar, Dumitru Rubu, deci o cerere, plângere prin care am solicitat să fie revizuite absolut toate cererile, plângerile mele care au fost depuse anterior la fosta conducere a Procuraturii Generale, la domnul Eduard Carujan, unii, de fapt, nu mi s-au dat răspuns la unele dintre dânsele sau nu s-au întreprins careva măsuri care eu le-am solicitat și am indicat pentru a fi verificate, făcute careva investigații, cei ce ține din călcările care le-au comis persoanele vizate în plângerile respective. Și anume, primarul satului Rădienii Vechi, Golan Vera, unde s-au arătat în interviurile anterioare toate calitățile destructive care le-au adus acestui sat. Și mai mult ca atât, deci am văzut că sunt comentarii din partea unor internauți și mai mult ca atât, chiar și la dumneavoastră, domnul Brega, deci fix aceleași persoane sunt și la mine. Cum de ar ce fi... trebuie să ocupi Procuratura Generală de comportamentul unui primar dintr-un sat și de niște comentarii de pe internet? Ar trebui să... Asta trebuie să facă Procuratura Generală? Ar trebui să facă investigațiile de rigoare, să dea indicații celorlalt instituții ale statului, unde să fie verificate și într-adevăr probate cele ce am descris eu și am denunțat privitor la Emilia Garului Cimitirului, la cartierul Tinereții, la mine stadion. Generală, eu am spus că trebuiau să verifice și mai mult ca atât Curtea de Conturi, Inspectoratul Fiscal. Dacă nu e de competența lor, nici n-au de ce să verifice. Ei se ocupă de dosare penale, omul corect, dosarele penale trebuiau fabricate și făcute, investigate, nu fabricate, dar trebuiau făcute pe acțiunile care s-au fraudat banii din bugetul satului local. N-ai prezentat astfel de... Eu am arătat pe listele respective și s-au arătat și sume de bani, nu știu cât de bine s-au văzut și cât de clare au fost listele, dar eu când am indicat, am spus că trebuia să dea indicații celorlalte instituții ale statului, unde să se arate într-adevăr că s-au făcut verificări și s-au întreprins măsurile de vigoare. Ceea ce ține de Inspectoratul Fiscal, ceea ce ține de Curtea de Conturi. Ai scris recent și încă nu ți-au răspuns. Eu n-am primit niciun răspuns oficial din partea Procuraturii, deoarece eu m-am adresat Procuraturii, Procuratorul la rândul său trebuia să trimită mai departe celorlalte instituții abilitate statului care sunt în țară. Plus la aceasta, ceea ce ține de comentarii, mulți stimați internauți, nu gândiți că prin asta nu vă demascați cine sunteți. Moisei, destul de bine. Plăcintă, iarăși, destul de bine. Toți vede din limbajul care îl aveți, sunteți vă 3-4 persoane care spuneți că deja dacă eu intru în conflict... Dacă e vizat, abdeam oamenii comentează. Dacă eu intru, uitați-vă la mine, chiar am eu față de prost, mi-am luat ochelarii de pe ochi, dar eu vreau să spun un singur lucru. Că eu de fiecare dată am spus adevărul și adevărul trebuie privit în ochi. Deci eu, dacă am spus, am spus doar un adevăr și am arătat niște încălcări care sunt de fapt. Deci adevărul nu este ceva ce spune... de fapt o opinie, care corect, poate fi și greșită, dar nu neapărat adevărată. Eu nu am venit, cum s-a menționat, că îmi fac campanie, că nu știu ce. Campania urmează să mi-o fac și ceea ce vreau să menționez celor care comentează niște aiureli. Uitați-vă mai întâi la dumneavoastră ceea ce ați făcut. Eu și-am spus... Deci vă demascați în toate aceste comentarii care le faceți și spuneți mie că mă iau de rău cu consilierii, cu deputații. Deputații și parlamentarii sunt persoanele care noi le-am ales și trebuie să funcționeze în folosul nostru. Nu consilierii și de 3 copii care stau acolo pe liste și vorbind și la Țicu Vasile, milion. Cine? Ficta? Adriana Țicu? Asta ajungă pe pietșor din urmă. Nu retrăie dacă e procuror la Creuleni și personal, ești consilier și i-ai dat... Adică o să ajungă de parte că Adriana Pietșor a ajuns sus. Abia eu asta vreau să spun, când ajungi sus, caz foarte rep din jos. Asta vreau să accentuez. În jos. Deci eu accentuez, dacă în gradul ăsta de rudenie și în conflictul ăsta de interese ați încercat cumva să vă manifestați un disgust din toate punctele de vedere, numind acești 3 cetățeni care nu merită, după cum am spus, asemenea titlu, nu rămâne decât, eu am spus, să vin la cârma primăriei satului Rădenii Vechi, unde eu voi demonstra că voi aduce într-adevăr argumente, dovezi și probe
Și după aceea, nu mă las până când nu vor fi anulate asemenea titluri de cetățeni de onoare. Oricum, primăria o conduce în Consiliu și nu primarul, așa că va trebui să ai și majoritate în Consiliu. Consiliul este dizolvat. Dar încă e decizional, încă și decizional nu se știe când o să fie ales următorul Consiliu și în următorul Consiliu nu se știe cine o să aibă majoritate, așa că pune-te bine cu viitorii consilieri. Nu am primit răspuns și solicit, cu toate că noi suntem azi în data de 8 septembrie, încă n-am primit un răspuns oficial, cu toate că mi s-a spus de la Consiliu. Da, în baza cererii care am scris-o și am arătat-o. Deci când voi primi răspunsul respectiv, eu voi ataca... Începe să-i mai dai în judecat, în baza legii despre petiționare și acces la informații. Sincer, eu vă spun că singurul judecător este, știți cum spune bunul Dumnezeu, și noi nu mai mergem acum pe chichi, richi, michi și facem diferite glume de tot felul sau de asta, de prost gust.